unul dintre episoadele precedente ne-am înțeles că vom folosi cuvântul rozie pentru toate tipurile de vinuri roz în toate limbile. Și aici am greșit, numai nu mă biciui. Eu singură m-am scos la carandaș și am uși corectez. Așadar, în italiană, vinul rozie se numește rosato. În spaniolă îl vom numi rosado. În engleză se mai spune pink sau blush wines. Însă mie totuși îmi place să păstrez varianta franceză, gen rosé, cu accentul pe E. Dar tu ce părere ai? Oricare ar fi vinul rosé ales de tine, o altă întrebare pe care trebuie să ți-o pui este cum este el la gust. Este el sec, demisec, demidulce sau poate dulce? Eu bănuiesc că cei care vizionează emisiunea Profa de Vin își cunosc deja preferințele, însă știu și sper că ei pot și aprecia vinurile de toate tipurile. Atât pentru acest weekend, ne vedem săptămâna viitoare, cu tine a fost Profa de Vin și Școala Vinului de un Minut. Pa, pa!